Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi. Astăzi învățăm ceva, vorbim despre Bitcoin, vorbim despre faptul că suntem la o zonă cu o rezistență puternică, despre ce șanse avem să ne ducem la următorul prag și care este acesta, vorbim despre stop loss, take profit și despre ce înseamnă scalping-ul și cum trebuie tratat, pentru că sunt mulți oameni care nu știu să facă treaba asta și aș vrea să vă arăt cum mă poziționez eu și să mai repet o dată despre cât de important este stop loss-ul, take profit-ul, cum trebuie să gestionăm banii și cum trebuie să gestionăm emoțional atunci când stop loss-ul este activat, pierzi niște bani, dar diminuezi riscul de a pierde mult mai mulți. Vorbim despre Ethereum, al cărui merg este în desfășurare și ce cred că se poate întâmpla. Și cam atât. Haideți să începem. Bun, să începem cu începutul. Așa cum vă spuneam cât eram plecat, că în fiecare zi vom vorbi despre starea efectivă a pieței cripto, despre ce se întâmplă, despre ce urmează să se întâmple pe termen scurt. Stochastic RSI pentru Bitcoin pe daily ne arată că ne apropiem de zona superioară, adică această creștere a pieței, la un moment dat, probabil în 3, 4, 5, 6, 7 zile, se va încheia. Nu cred că va dura această creștere mai mult de atât. Deocamdată ne chinuim, aici această linie albă este 20 moving average, valoarea medie a Bitcoinului, prețul Bitcoinului pe ultimele 20 de zile. Da? Dacă vom rupe această valoare, trebuie să ne închidem astăzi peste. Astăzi este duminică, iarăși sfârșit de săptămână. Vă reamintesc că pe weekly priviți. Suntem deja a treia săptămână sub 200 weekly moving average. Ăsta nu este un semnal deloc, deloc, deloc pozitiv. Iar Stochastic RSI ne arată că o vom lua în jos într-un viitor foarte apropiat. E o chestie de săptămâni. Revenind pe daily, da? Crucial este să rupem această zonă de rezistență, iar următorul prag este la 23.733. Această linie galbenă este valoarea medie pe 50 de zile. Șansele ca noi să testăm 29.000, unde este 200 moving average, valoarea medie pe 200 de zile, sunt relativ reduse. Din punctul meu de vedere, undeva sub 20%. Bun. Deci, astăzi este important cum închidem piața. Ne ducem pe 4 ore, da? Vedem că suntem la această rezistență. Este tot 200 moving average, dar pe 4 ore, da? Dacă vom reuși să-l rupem, aici mă aștept la o explozie. Deci aici, serios, dacă reușim să rupem ăsta, noi l-am testat în trecut, priviți ce se întâmplă când se rupe. Deci ultima dată când l-am rupt în sus, ne-am dus de la zona de rupere 18%. Da? Noi acum, dacă îl rupem, cam aici ne ducem în zona asta, 25.000 plus. Din punctul meu de vedere, sunt șanse destul de mari să-l rupem. Pentru că îl testăm de ceva timp. Îl testăm. Pe oră avem deja 20 moving average suport. Nu l-am mai rupt în jos, asta este un lucru bun. Corecția pe Stochastic RSI arată că se va încheia. Probabil încă îl vom testa undeva. 21.200 mi se pare în cărți. Ar putea fi testat. Nu este obligatoriu. Deci, piața din punctul meu de vedere arată, să zicem, optimist pe termen foarte scurt. Asta înseamnă că cei care vreți să vă poziționați aveți mai multe șanse cu poziții long decât cu poziții short. Dacă închidem ziua de astăzi sub 20 moving average, adică sub 21.200, povestea e cam terminată. Acum noi încercăm să rupem, da? Încă nu m-am hotărât ce poziții voi lua astăzi, am citit comentariile voastre, mă bucur că sunt oameni care apreciază și am să postez dacă iau ceva pe Twitter. Cei care apreciați, știți, dați like-uri sau inimioare, că
cineva îmi zicea că le cerșesc. Doamne ferește, adică nu e ca și cum aș cere bani sau nu știu ce, e o formă de apreciere a muncii, adică vreau să văd acele inimioare sau like-uri validează dacă ce ofer eu este perceput pozitiv sau nu de comunitate. Haideți să trecem la Ethereum. Haideți să ascundem desenele. De fapt, nu indicatorii, am ascuns indicatorii. Hai să ascundem drawings. Bun. Pe daily, Ethereum a reușit să rupă și 20 moving average și 50 moving average. Ăsta este un lucru extrem, extrem de pozitiv. Ce mai avem noi acum de așteptat? 2089. Suntem în plină desfășurare acestui merge, tranziția de la Proof of Stake la Proof of Work, de fapt invers, de la Proof of Work la Proof of Stake, da? Și este un eveniment benefic. Dacă totul va duce bine, 100% testăm acest prag. Vă spuneam cu săptămâni în urmă că așa văd evoluția Ethereum dacă lucrurile se întâmplă pozitiv. Pot să vă zic în avans, dacă Ethereum ajunge aici, lucrurile merg pozitiv, undeva în zona asta, 2100-2200 maxim, în funcție de cum arată piața, mă voi poziționa short pe Ethereum, pentru că urmează o corecție, este inevitabil, și voi shorta de la 2000 plus până spre 1700. Cam ăsta este canalul, dar nu acum. Bun, haideți să mergem pe Binance acum, pentru că vă vorbeam despre take profit și stop loss. Acesta este contul meu de Binance. Dacă nu aveți cont pe Binance, am să las în descrierea acestui clip linkul meu de afiliat și veți avea niște mici beneficii, fiuri mai mici și tot felul de mici surprize de la Binance. Bun, deci suntem pe pagina principală la Binance și vorbeam de stop loss, da? Și ne ducem aici sus la derivate și la USD SM Futures, da? Unde, cum vă ziceam, eu tranzacționez, o să pun aici, vedeți, am la favorite Ethereum și DOT-ul, pentru că le-am tranzacționat destul de mult în ultima perioadă și o să merg pe Ethereum, da? Făcând în limita timpului disponibil scalping, eu stau cel mai mult pe 5 minute, 15 minute și 1 minut, da? Și am ales Ethereum BUSD. Bun, să zicem că acum aș vrea să iau o poziție live, da? Avem un buget de 1000 de BUSD, l-am pus demonstrativ, da? Pe un minut, piața îmi indică că, foarte posibil, o mică corecție, da? Să ne întoarcem să testăm aici 1759, da? Și este sus. Și eu pot să iau acum o poziție, avem isolated, deci aici nu folosesc cross, folosesc isolated și am 11x, da? Să zic că am 1700 aici, hai să-l pun la 1761. 1761, punem dimensiunea BUSD și pun așa, take profit la 1759, da? Și stop loss la 176, hai să vedem cât de sus se poate duce el, 43. Bun, deci am setat take profit, am setat stop loss și acum mai dăm sell short. Deci avem un ordin. Eu am pus acum, uitându-mă la stochastic RSI, că va avea o mică corecție. Și l-am pus să se închidă aici, la 1759. Acum așteptăm să vedem dacă îmi validează această poziție. Deja el a început corecția. E, să zicem că mie îmi lua poziția, da, era la poziții deschise. Dacă cumva piața începea să urce mai mult, mie mi-a activat stop loss-ul. Dacă deschizi o poziție fără stop loss și să zicem nu ești la calculator, poți fi lichidat, îți poate lua, mai ales când ai 11x. Deci riscurile sunt majore. Eu personal nu vă recomand să faceți trading cu 3x, 5x, 11x, 25x, 50x, dacă nu înțelegeți cum funcționează această poveste. Din punctul meu de vedere, corecția a început, poziția nu este validă, o închid. Acum, ce aș face sau ce fac eu în mod normal, aștept să văd. Aici avem 20 moving average și 50. Dacă 50 rezistă ca suport la 1.57, pot intra din nou într-o poziție long. Însă aștept să văd cum evoluează.
Este un setup simplu aici, nu este cel din curs, nu este cel ce veți vedea la evenimentul de scalping care îl organizez pe 1 octombrie, acolo veți vedea alți indicatori, vom avea o altă discuție, o altă abordare. Dar am vrut să vă arăt acest lucru, cum funcționează stop loss și take profit. Întotdeauna protejați-vă. Dacă sunteți interesați de cursul meu de tranzacționare, îl găsiți aici, pe mihaidaniel.ro. Astea sunt linkurile mele oficiale. Priviți, scrie mare cu roșu pe site. Atenție la impostori, toate canalele mele oficiale sunt expuse aici pe site. Le vedeți? LinkedIn, Twitter, YouTube, Telegram. Da? Nu există grupuri unde eu vă fac oferte financiare să-mi dați bani că vă dau eu mai mulți. Cei care vreți să participați la evenimentul de scalping, găsiți aici, plată cu card, plată cu cripto, iar pentru cursul de 4 ore, îl găsiți aici. Cursul de tranzacționare, la fel, îl puteți cumpăra cu plată cu cardul sau plata cu cripto. Vă doresc o zi extraordinară, aveți grijă de voi, toate cele bune!